Salut, eu sunt Remus, iar astăzi o să vă învăț cum să dați downspike fast hands, care arătat exact așa. Da? Înainte de toate vreau să-mi cer scuze că n-am mai postat. Am fost foarte ocupat cu pozele de clasa 8 și așa mai departe și na, chiar n-am avut ce să fac, îmi cer scuze. Dar drept la splată, mâine o să apară încă un clip, un challenge foarte interesant. Deci stați geamnă pe canal, dați-mi un follow pe Instagram la xremus_jos. Chiar astăzi am făcut 3000 de follower, mă bucur foarte mult. Hai să începem cu clipul. Pentru downspike fast hands trebuie să știți să dați foarte bine downspike. Downspike este baza tricului, de asta se numește downspike fast hands. Iar apoi, după ce știți să dați 10 sau 9 din 10, 8 din 10 downspike-uri, să știți că știți să-l dați din orice poziție, așa, sau să zicem că-l arunc foarte încet, da? Așa, sau rapid, sau nu știu, în fin. Trebuie să fiți foarte, foarte pricepuți la acest trick. Apoi, putem să continuăm, care ne duce la pasul al doilea. Să dăm fast hands. După ce dăm downspike-ul, o să, la un downspike simplu, cum vă țineți mâna? Ori așa, da? E indiferent, da? Deci pentru mine merge oricum și așa și cu mâna așa. Dar pentru început, ce v-aș sugera eu este să îl țineți așa, degetele astea mică, micu și inelarul pe cupa mare, degetul mare pe cupa mică și astea două așa, dar cu un grip mult mai lejer. Deci să nu țineți așa tare, să dați numai downspike. Voi trebuie să fiți foarte precauți, să fiți pregătiți, pentru că urmează să dăm fast hands. E un trick care e foarte mult bazat pe multă practică și practic asta dovedește cât de bine știi tu tricul, da? Deci dacă știi la perfecție downspike, o să fie floare la ureche să dai, da? Vedeți? Contează foarte mult cât de bine știi să dați downspike. Practic ce să facem? O să-l ținem mult mai ușor. Da, am mai zis asta, îl ținem foarte ușor. Ne pregătim, dăm mai încet să avem timp și în loc să dai așa, o să îl duci într-un fel mai mult jos. Deci când, în moment ce face tama contact cu pianul, o să-l ducem mai mult în jos, da? Gen așa. Și între timp, efectiv, o să ne lăsăm mâna să alunece și o să prindem tama, da? Deci învățați să faceți asta. Când vedem tama, da, când vedem gaură, ne pregătim și, bum, prindem, înțelegeți ce zic? Bun, eu sper că v-a ajutat acest tutorial, e un trick foarte fain, poți să faci combinații foarte șmechere cu el. Spre exemplu, dai acum un jumping stick și dai un 1.5, apoi, să zicem, dai jumping stick, downspike fast hands și așa mai departe. Sau, să dau alt exemplu, da? Fiți atenți. Opa, stați să-mi iasă. Înțelegeți? Bun, deci cam așa arată tricul. Sper că v-aș dat acest tutorial. Eu am fost Xremus. Ne vedem mâine. Follow pe Instagram la xremus_jos. O să vă las și un link în descriere. Să fim cât mai mulți. Hai să vedem dacă facem 3200 de follower după clipul ăsta. Și da, nu uitați să vă abonați. Nu uitați să vă abonați pentru mai multe clipuri zilnice. By the way, vă mulțumesc foarte mult pentru 38.000 de abonați. Sunt foarte, foarte recunoscător și fiți atenți de aici. Ah, era fain să dai acolo un downspike fast hands. Dar sunt foarte recunoscător că și dacă n-am postat o săptămână, foarte râd din partea mea, abonații mei tot au crescut. Mă bucur enorm de mult. Da? Și na. Noi ne vedem în următorul episod, orice rating este mereu apreciat, eu am fost Xremus, iar eu v-am pupat!